Următoarea. Doamnelor și domnilor, să aveți o timișoară. Tuturor. Aș vrea să subliniez că lecția guvernărilor ultimilor ani nu trebuie uitată vreodată. 4 ani irosiți de pentru Iași și pentru regiunea Moldovei, 4 ani care s-au scurs iarăși, în care județul nostru nu a înregistrat decât degradare, subdezvoltare și din nefericire și depopulare. Cred că astăzi avem o șansă istorică. Avem deja un președinte care se înțelege foarte bine și lucrează foarte bine cu un guvern, iar cu lideri hotărâți, cu oameni hotărâți, cu o administrație locală puternică, cu un Consiliu Județean puternic, în echipă putem crea și, evident, dezvolta și municipiul Iași și județul Iași, dar mai ales să dăm o șansă Moldovei. Pentru că în ultimii ani, decalajul dintre Moldova și vestul țării s-a acutizat, suntem obligați să facem administrație publică în folosul cetățenilor, și următorii 4 ani să însemne dezvoltare și pentru județul nostru și mai ales pentru Moldova. Sunt un om care de fiecare dată a vrut să lase lucruri frumoase în urma sa și vreau să cred că după 4 ani de zile Iașiul va avea o infrastructură mult mai bună, un mediu de afaceri mult mai bine dezvoltat și evident sprijinit de autoritatea publică locală și județeană. Și cel mai important, îmi doresc ca împreună cu primarul municipiului Iași să dăm strălucire acestui județ care încă nu și-a exploatat la adevărata valoare potențialul imens pe care îl are turistic, cultural, economic și aș vrea să spun chiar și administrativ. Sper ca astăzi ieșenii să conștientizeze că este timpul Iașului și evident împreună putem realiza lucruri foarte bune. Îi aștept alături de noi pe toți tinerii, antreprenorii, oamenii de bună credință ai județului nostru, pentru că doar împreună vom putea să facem lucrurile și mult mai bine și mult mai repede. Chiar dacă suntem în vreme de pandemie, îi îndemn pe toți românii să iasă la vot. Durează puțin, votul se desfășoară în condiții de siguranță și este important ca toți românii să-și manifeste acest drept civic pentru care alții au plătit cu viața. Le doresc multă sănătate tuturor și sper să traversăm cu bine această perioadă dificilă pentru România. Domnule primar, vă rog. Da, am reușit să trecem amândoi pe la cabina de vot. Este un vot care trebuie să aducă speranță. Sunt lucruri care s-au început, care au arătat că se poate. Sunt convins că vom reuși împreună ca tot județul Iași să intre pe o traiectorie normală. E timpul schimbării cu adevărat. E timpul ca județul și municipiul să meargă mână în mână și să arate că Iașul este capitala istorică a României, dar poate fi în același timp și capitala economică și capitala politică acestei regiuni și poate duce mai departe exemple de bun succes. Și, sigur, asta se face în echipă. Eu cred în această echipă pe care o voi face cu președintele Consiliului Județean Iași, cu domnul Costel Alexe,
cu Guvernul României și Președinția României. Este un moment istoric, așa cum s-a spus la început, de care trebuie să profităm cu toții. S-a scris, s-au vrut o celălalt.